Ce? Action! Action, traction! Pe lângă faptul că mă bucur foarte mult că am ajuns înapoi în România și suntem iarăși alături de prietenii noștri de pe PC Gearish TV, de pe YouTube, mă bucur că ai luat și tu examenul, băi, martalogule! În sfârșit, Răzvan a terminat cu examenele, slavă Domnului, deci era super stresat săptămâna trecută, aole, dacă nu-l iau pe ăsta, trebuie să refac toată materia, la 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 la. Și când ne-a zis ieri că a luat examenul, am fost super mega entuziasmați. După atâta tehnologie cât am văzut la IFA, ne întoarcem frumos la minunata noastră emisiune și preferata voastră, Gearish Mailbox. Bun. Și avem prima întrebare care vine de la Claudiu Ilie, mailbox și un smiley mic. Salut echipa PC Garage, pe acest sistem pot rula jocuri gen H1Z1, GTA 5 LOL, ce procesor aș putea alege pe viitor? E vorba de o placă de bază ASRock 985GM GS3FX, procesor AMD FX 4320, placă video Zotac GeForce GTX 1050 OC cu 2GB, 8GB de DDR5 la 1600, hard disk de 500GB, SATA 3 și surse de 500W. De jucat ai putea să joci fără niciun fel de problemă, chiar pe detalii mici, adică pe low, spre medium, poate chiar LOL s-ar putea să fie și mai mult, pentru că nu e un solicitant, jocul nu solicită atât de mult configurația. În ceea ce înseamnă procesor pe viitor, dacă nu ai un buget foarte mare, un procesor foarte ieftin ar fi din gama G de la Intel, dar trebuie să ții cont că în momentul în care alegi acest procesor, trebuie să-ți iei și placă de bază și să treci și pe DDR4. Dacă nu ești un fan înrăit al Intel și totuși vrei ceva de la AMD, cea mai bună opțiune de la AMD la ora actuală este acel minunat R3-1200. Îl pui pe un, nu știu, orice placă de bază, dar și acolo trebuie să schimbi memoriile și să treci pe DDR4. Placa video, eu zic să o mai ții până faci jos de un buget și atunci mărit-o și ia măcar un 1050 Ti, dacă faci jos de bănuți mai mulți, un 1060 cu 3GB. Și atunci sigur nu o să ai niciun fel de problemă în a rula titlurile pe care le-ai menționat tu și eventual alte titluri, cum ar fi Andromeda, da? Mass Effect Andromeda, eu știu, The Division, Destiny 2 chiar. Destiny 2 merge impecabil. Eu l-am testat pe un laptop ce avea 755M cu 2GB și mi-am mers cu toate detaliile pe medium în Full HD. Ține cont de aceste sfaturi și în funcție de bugetul pe care îl ai tu, go for it! Twix! E ca ciocolata, e ca aia, napolitanele alea, știi? Monitor! Salut băieți, dețin un PC cu următoarea configurație: CPU i5-4690, plac de bază GA-H81MS1. Ce e ziua Gigabyte azi? S-a împlinit 30 de ani de Kingston. Placă video GTX 950 Strix, RAM 8GB HyperX Fury, Superfloor de 500W 80 plus Silver, Western Digital Blue 1TB, Kingston UV400 120GB, carcasă n-am, că PC-ul e pus pe perete. Nice! Pentru acest PC aș avea nevoie de un monitor de gaming, mă joc în general LOL, în bugetul de 600 de lei. Păi nu mai trebuia să ne spui toată configurația sistemului tău. Mă gândeam la un IPS, că se vede foarte frumos. Momentan am un LG de 19.55 1600x900 rezoluție. Pe ăsta mă gândeam să-l conectez la placa de bază și să-l folosesc ca monitor secundar. Ce monitor mi-aș recomanda în 600 de lei? O să zic un monitor care mie personal îmi place foarte mult. IPS folosești mai mult dacă ești interesat să te uiți și la filme și alte nebunii de genul ăsta. În genere, pentru gaming se recomandă monitoare cu panel TN sau cu panel VA, pentru că au un timp de răspuns foarte mic. Așadar și prin urmare, eu ți-aș recomanda am încredere în monitorul ăsta, e vorba de BenQ GL2460, un monitor de 24 de inci cu un timp de răspuns de 2 milisecunde gray-to-gray și rezoluție Full HD. E foarte ok. În cazul în care vrei un IPS,
Cred că cele mai bune variante sunt cele de la LG și aici vorbim de un monitor 23MP68VQP. Este monitor de 23 de inci cu rată de refresh de 75 de Hz. Ambele monitoare, unul e la 599, celălalt e la 589, dar totuși ține cont că în momentul în care te duci cu bugetul un pic mai jos, s-ar putea să găsești numai monitoare de 22, impropriu spus 22, pentru că ele au diagonală 21.5. Dar pentru gaming, încă o dată, TN. Panel TN este cel care are un timp de răspuns mai mic. La IPS, spre exemplu, ai 5 milisecunde gray to gray. Se vede, nu se vede, depinde. Depinde. Părerile sunt împărțite. Hoge Aurel Robert, PC de gaming plus streaming. Bună ziua și toate cele bune. În primul rând aș dori să vă felicit pentru treaba pe care o faceți și să o țineți tot așa. Poți să ținem cât vreți voi. Aș dori să-mi fac următorul PC de gaming și streaming în următoarea lună. 1. Carcasă Fractal Design Definer 4. Carcasă bună. 2. Placă de bază Asus Prime B350+. Procesor AMD Ryzen 5 1600X. Foarte bun pentru combinația asta streaming gaming. Memorie HyperX Predator Black 16 GB de 4 la 3000. Placă video MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6 GB sau Asus GeForce GTX 1060 Strix. Oricare ai alege, e foarte, foarte ok. Hardy Seagate Barracuda 2 Tera 7200 rotații pe minut. Aș avea următoarele întrebări. Ce sursă pun în 600 de lei în recomandați? Am o mare problemă în a mă... În a mă decide cu sursa. Ok, sursă 600 de W. Eu am ales o sursă care a fost foarte apreciată de către clienții care au achiziționat-o și e vorba de Corsair Builder Series CX680+ Bronze. E o sursă care poate ține fără niciun fel de problemă întreaga configurație pe care vrei să o construiești și e la 351.04. Deci ne-am încadrat fără niciun fel de problemă. Oricum nu te duce cu bugetul la sursă, adică nu te gândi să te duci la o sursă la 550 de lei. Nu are rost. Diferența o poți pune deoparte și îți poți achiziționa pe viitor un SSD. Ce culoare pentru procesor îmi puteți recomanda până în 250 de lei cu răcire pe aer și 400 de lei cu răcire pe lichid? Eu ți-aș recomanda să rămâi cu culorul stock pentru că acel culor e foarte bun, e foarte bine gândit și temperaturile pe procesor sunt mai mult decât ok. În cazul în care vrei să mergi pe culor aftermarket, atunci eu aș avea două propuneri pentru tine și e vorba de un Corsair Hydro Series H60, răcire pe lichid, sau ID Cooling Auraflow 240, tot răcire pe lichid, și răcire pe aer Thermaltake Ring Silent 12 Pro Red. Da? Deci astea sunt sfaturile mele în cazul în care tu zici, bă, culorul ăla parcă nu-mi place mie, ia că iau eu altul. Dar încă o dată spun, e foarte ok și acel culor din pachetul stock. Ce monitor îmi puteți recomanda până în 600 de lei? Același monitor pe care l-am recomandat și un pic mai devreme, e vorba de BenQ 2460 cu panel TN și timp de răspuns 2 milisecunde gray to gray. E foarte ok pentru ceea ce îți oferă monitorul ăla. Ba chiar ieftin pentru ceea ce îți oferă monitorul ăla. Ce părere aveți despre acest sistem? Un sfat dacă trebuie schimbat ceva, o aptarul la orice joc și peste 1-2 ani. Este bun acest sistem pentru gaming și streaming? Da, este bun pentru gaming și streaming. Sunt fer convins că și peste un an și jumătate acest sistem încă va rula fără niciun fel de problemă jocurile ce vor urma să apară pe piață. În ceea ce privește un sfat dacă trebuie schimbat ceva, exact ce spuneam un pic mai devreme, pe viitor să ai în vedere să adaugi un SSD 120 sau 240 de giga. Ce avem noi aici? Radu Marian, calculator egal, săgeată 3100 de lei. Deci un calculator de 3100 de lei. Îmi puteți spune dacă este ceva în neregulă cu PC-ul? Avem un wishlist. Merită să rămân pe Intel sau să caut ceva la același preț pe AMD? Nu mă pot decide. Ce avem noi aici? Avem un wishlist. Are așa. Cooler CPU ID Cooling SE214 revizia a doua. E un cooler foarte bun pe care îl avem și noi pe sistemul de streaming.
SSD Samsung 850 EVO 250 de giga, SSD foarte bun, sursă Segotep GP680 80 plus platinum. Nu. E prea mult. 80 plus platinum, certificare 80 plus platinum este prea mult pentru ce configurație? Pentru i3 cu RX 460. E prea mult. E prea mult. Un 500 de W 80 plus bronz sau silver sunt arhi suficienți. E mult prea mult. Ca și sursă ce alimentează configurația pe care o ai tu, pentru că mai ai 8 GB RAM de drept 4, bine, asta nu se pune la socoteală în momentul în care ne gândim la alimentarea sistemului. Placă video Sapphire Radeon RX 460 cu 4 GB, Kaby Lake i3 7100, placă de bază GAB250 și carcasă Flowstone Redfire. Dacă ar fi după, n-ai ce să schimbi în bugetul ăsta. Adică, ba da, ai putea să te duci pe sistemul care l-am făcut noi cu cei de la zona IT și care este acum în site la noi și se cheamă Prime by Madalin, că l-am construit cu ei și am zis să dăm denumirea asta. E tot în 3000 de lei și ai un R3 1200 care este net superior acestui i3 7100 și un 1060 cu 3 GB. Și mi se pare că e în același preț. Ia stai să vedem. Stai să vedem. Hai să vedem. 3000 de lei. Eu știu sigur că bugetul pe care l-am avut eu pentru a construi acel sistem era de 3000 de lei. 3000. Hai să vedem. Te punem aici la filtru. 3100. Dă-i o căutare după Prime. 2989. Iar în cazul în care scrie că nu este în stoc, nu e niciun fel de problemă, dă comandă pe el, ți-l asamblează băieții de la departamentul asamblare. Sau îți faci tu unul cu aceeași configurație. Voilà! Ryan Play Games. Bună ziua, echipa PC Garage. Am și eu niște întrebări. Acesta este wishlist-ul despre care sunt întrebările. Prima întrebare. Componentele sunt compatibile? A doua întrebare. O să aibă un airflow bun? Ar trebui să schimb ceva la ea? A treia întrebare. Monitoarele FreeSync merg mai bine pe plăcile video de la AMD? Vă mulțumesc anticipat. Keep up the excellent work. Acum nu mai e, că nu mai poți să mai... E update. Hai să o luăm cu finalul. Monitoarele FreeSync sunt dedicate sistemelor ce au în componență plăci video AMD. FreeSync-ul este o găselniță a AMD-ului, așa cum G-Sync-ul este de la Nvidia. 2. O să aibă un airflow bun. Hai să vedem ce carcasă ai. Segotep GK7. E o carcasă foarte ok. E o carcasă foarte bună. Care are și ventilatoare pe față și un ventilator pe spate. Deci airflow la interior este ok. Hai să vedem care era prima. Componentele sunt compatibile? Păi ce ai tu aici? Ai un SSD 850 EVO de la Samsung, sursă Segotep GP600W 80 plus Gold, placă video Asus GeForce GTX 1070 Strix Gaming, un al doilea SSD 960 EVO, de data aceasta pe M2, carcasa pe care o menționam un pic mai devreme, SGK7, monitorile de Asus Gaming de 24 de inch model VG245H, căști gaming Logitech, tastatură gaming Razer Black Widow, placă de bază Gigabyte GAB350 Gaming 3, memorie Corsair, dar nu văd și Cooler CPU ID Cooling Aura Flow, dar nu văd procesorul. Ce procesor ai ales? Dacă ai ales AB350, clar ai ales un procesor din seria Ryzen. Și orice procesor ai pune din seria Ryzen pe această placă de bază o să fie compatibil fără niciun fel de problemă. Deci ai scăpat. Într-un fel ai scăpat. Adică orice procesor pui pe placa de bază o să fie compatibilă fără niciun fel de problemă. Da, componența hardware a sistemului tău, componentele, adică între ele, sunt compatibile fără niciun fel de discuție, dar atenție, încă o dată spun, wishlist-ul tău nu are procesor. Încă o dată, să nu dai cumva comandă și să zici, mamă, mi-au ajuns toate componentele, mă apuc de asamblat și să vezi că n-ai procesor. Atenție mare de tot. Și ultima întrebare vine de la Trașcă, Ana Maria Trașcă. Combinație. Salut, echipa PC Garage. Azi am venit cu o întrebare simplă, dar interesantă în același timp. Hai să vedem. Ce părere ați avea de un build
RX560 și un G4560. Credeți că cele două ar face echipă bună cu alte componente, nu prea scumpă, alese de un utilizator? Mulțumesc pentru timpul acordat și keep up the good work! Yes! Ține treaba sus bine! E o combinație neobișnuită, dar e o combinație ok. Chiar e o combinație ok. E un sistem low-medium. Low-medium, adică nu, cu această configurație o să poți să joci un Counter-Strike, o să poți să joci un LoL, un Dota, dar cam atât. Te limitezi un pic și te limitează atât placa video cât și procesorul. E vorba de un dual core, da? Două core-uri, 4 thread-uri și acest RX560 care nu este o rachetă. E ok ca și placă. Gama low-medium-M. Low-medium, na. Aie. Gata. Terminarăm întrebările. Știi? Gata. Le terminarăm de. Gata. Asta e. Acesta a fost mailbox-ul de astăzi. Nu uitați să ne trimiteți în continuare întrebări pe cele două adrese pe care le știți. live.arompisigaraș.ro și pcg.ro/tv. Până săptămâna viitoare, să aveți o zi extraordinar de frumoasă. Toate cele bune. Tot respectul.